Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori! Ordinea de zi este din nou în casele dumneavoastră cu ENSA TV și Aura Stoienescu. Am astăzi doi invitați foarte interesanți, dragi telespectatori, doi avocați. Domnul Constantin Alinoiu, candidatul PNL pentru Consiliul Local Băleș și Consiliul Județean Gorj, bineînțeles. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bine ați venit. Și doamna Camelia Stanciu, candidat PNCCD pentru funcția de primar al municipiului Motru. Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. Ne revedem. Ne revedem, da, după o perioadă relativ scurtă. Da. Sunt multe de vorbit despre orașul Motru, așa că e foarte bine că partidul a decis să vă delege pe dumneavoastră astăzi la da, mai o nouă dezbatere. Da, mai ales că am de făcut niște anunțuri oarecum așa mai speciale. Deci avem și noutăți. Avem noutăți. Mă bucur foarte tare. Am spus, da, sunt doi avocați, doi colegi de barou, dragi, și bun prieteni, am înțeles. Prieten. Adică sigur că da. Colaborați bine, da. Cu toate că la bară mergeți unul împotriva celuilalt. Sigur. Asta este. Profesia te îndeamnă ca acolo în fața magistratului judecător să iei acea poziție de adversar. În afară să lii suntem colegi, suntem exact. Prieteni foarte bucur. Buni. Chiar dacă n-am intrat în avocatură, Camelia a fost una dintre femeile deosebite pe care le-am apreciat în mod deosebit. Profesionalismul, sinceritatea, sincer să vă spun partid. Și... N-are importanță. Eu vorbesc acum din punctul de vedere al avocatului Camelia Stanciu. Și dacă am toată aprecierea din punctul ăsta de vedere, chiar dacă suntem adversari în ceea ce înseamnă primăria Motru, să zic așa. Sigur, eu, ca virgulă coleg, ca avocat, nu am decât aprecieri și bune la adresa dumneavoastră. Să vă opresc. Da, da, și eu pot să spun același lucru da? Despre Costel. Ca să facem este egalitate. Este singura persoană în care am încredere atunci când îmi las un dosar în substituire. Mulțumesc. Gata, și nu, de sensul, nu în sensul că ceilalți n-ar mulțumesc. Fi, dar este foarte de cuvânt. Ați colaborat și, foarte okay, bine. Da, super. Iată ce bine se înțeleg la noi candidații, la televiziunea noastră, toată exact. Lumea e... cu mare fără prietenie și multă seriozitate. Politică. Felicitări. Da, în ceea ce privește profesia, e foarte bine. Și acum să trecem în arena politică, dragi telespectatori. Așa cum v-am obișnuit, au fiecare dintre candidații are 16 minute. Trebuia să vină și un reprezentant de la ALDE, nu a reușit să ajungă, a intervenit ceva de ultim moment. Motiv pentru care, după cum știți, eu sunt pregătită ca de obicei cu legislația în ceea ce privește alegerile și n-am știut sincer decât acum 20 sau acum o oră, două am aflat și am fost sigură că voi avea doi avocați aici în emisiune, iar eu am pregătit întâmplător sancțiunile pe care legea le prevede în cazul fraudării alegerilor sau, mă rog, infracțiunilor pe care cineva vrea să le comită sau chiar și a contravențiilor, chiar și alea se pedepsesc. Dar să începem cu cronometru pentru doamna Camelia Stanciu, care vrea să ne spună noutăți legate de Motru și de alegeri și de nu mai știu ce, e o surpriză pentru mine. Vă ascult. Da. Așa cum spuneam, sunt și inginer geolog, avocat, mediator, expert în accesare fonduri europene și new enter în politică. Deci nou intrată, până acum n-am făcut politică, dar am considerat că este momentul să spun și eu ceva în această zonă. Și mai ales pentru faptul că peste două zile Motru va împlini 50 de ani. Este, la mulți ani! Este cel mai tânăr oraș din țară, dacă nu știa lumea acest lucru. Și cadoul meu, ca să zic așa, pentru orașul Motru, este un program de tip european pentru o perioadă mai lungă, chiar de 4 ani. Deci pentru o perioadă de circa 10 ani, așa cum se poartă în țările civilizate, un program european ale cărui baze le va pune un invitat foarte drag mie și foarte important din Germania, domnul Detlef Kiel, care va veni în data de 28 în Motru să mă însoțească în campanie. Deci el este persoana care reprezintă guvernul german în afacerile cu străinătatea. Au făcut, tocmai s-a întors din China unde a făcut mari investiții.
și a semnat contracte, vine la Motru, tocmai ca să împreună să găsim o strategie pentru oraș, o înfrățire cu un alt oraș din Germania și să facem în așa fel încât să devină Motru un oraș european. Este dorința mea și a locuitorilor și este, am această posibilitate ca să îl aduc. Deci vin cu ceva concret pentru oraș, pentru că toată lumea spune că aduce investitori, dar foarte greu pot fi aduși. Ei trebuie să aibă încredere, la noi legislația nu este una prielnică pentru investiții, așadar treaba mea va fi să creez un mediu propice investitorilor și nu numai celor din străinătate, și întreprinderilor mici și mijlocii, cei care deja au afaceri în Motru, în așa fel încât să dezvoltăm zona cea mai, eu știu, fără până acum cea mai neprivilegiată, ca să zic așa, zona locurilor de muncă. A doua mea surpriză este faptul că PNCCDU a hotărât că nu va cheltui bani în campanii pompoase și că va subvenționa cu 50% un curs pentru tineri și copii de limbă germană, începători, care va începe în data de 6 iunie, sub bagheta, ca să spun așa, a domnului profesor Lucian Daniel. Deci va începe acest curs, noi vom subvenționa cu 50% și este de fapt un preludiu, ca să zic așa, la ceea ce se va întâmpla în orașul Motru când vor veni și investitorii germani, ca toată lumea să poată să comunice. Poată să comunice, să învețe să vorbească și copiii și tinerii și e un pas înainte pentru Motru. În ceea ce privește tinerii, am o altă 30 de secunde mai da, aveți. Am o altă surpriză pe care o să vă spun după ce continuați asta 30 de am secunde. Am altă surpriză, este vorba de o școală tot din Germania, o școală europeană care califică la nivel înalt pe tineri pe bani europeni, pe care am adus-o în România acum 3 ani, care colaborează în continuare cu Bucureștiul, cu Timișoara, cu Aradu și pe care o vom aduce și la Motru în așa fel încât mulțumesc și copiii noștri să fie calificați. Foarte frumos, iată, ne îndreptăm spre Germania cu Motru. Domnul Constantin Alinoiu, candidat PNL la Consiliul Local Bălești, Consiliul Județean Gorj, și mai aveți și alte calități pe care am să vă rog să le spuneți dumneavoastră în cadrul partidului. Da. Respectând tipologie, aș vrea să informez telespectatorii dumneavoastră că sunt avocat de profesie, că din punct de vedere politic sunt membru al biroului județean al Partidului Național Liberal, candidat la funcția de consilier local al Comunei Bălești, candidat la funcția de consilier județean al județului Gorj și sunt judecătorul Partidului Național pe România, bineînțeles ca și colega mea, primul mediator din România. Eu cel puțin sunt mediator de când legea medierii nici măcar nu exista, am prins atunci cu Ambasada Statelor Unite și Ministerul Justiției din România un program pilot și pot să mă laud cu acest lucru că fac parte din și sunt primul mediator din România. Bun, trecând la partea politică, aș vrea să vă informez că raportat la nivelul Comunei Bălești, una dintre cele mai mari comune din județul Gorj, sunteți raportat la numărul de persoane, sigur că da, eu sunt locuitor al Băleștiului, chiar așa, dacă sigur am și un apartament în Târgu Jiu, niciodată nu mi-am mutat domiciliul pentru că originea mea este de acolo din Bălești, sigur că sunt acele afinități sufletești pe care nu le pot trece cu vederea și am rămas un cetățean al Comunei Bălești loial și fidel. Dar trecând peste toate astea, aș vrea să vă spun că sigur candidatul nostru la primărie este domnul Mădălin Ungureanu, care astăzi nu s-a putut prezenta, dumnealui ar fi trebuit să fie astăzi, dar aveam programată o vizită în satul cu întreg staful PNL din Bălești, în satul Stolojan și noi ne ținem de cuvânt, adică atunci când programăm vizite, nu o lăsăm pe mâine sau așa e la noi sau așa merge. Nu merge, noi suntem punctuali, eu am impus un anumit ritm acolo în interiorul acelui partid, un ritm care se respectă, noi facem promisiuni oamenilor, promisiuni de care să ne putem ține, atenție, nu facem promisiuni fără acoperire și am rugat tot staful de campanie ca în discuțiile pe care le
le poartă cu oamenii și în programele pe care le-am făcut și le-am lansat spre dezbatere publică, pentru că fiecare cetățean al Comunei Bălești astăzi presupun că este în prezența unui flyer și a unui ziar pe care l-am făcut pe sate pentru a ști exact ce intenționăm să facem la nivelul Comunei Bălești și în atare situație sigur că noi vom respecta ceea ce am promis. În altă situație sigur că peste 4 ani trebuie să te duci la om la poartă și n-aș accepta ideea ca eu, avocatul la nimeni, să mă duc la om să-i spună, domnule, m-ai mințit. Sau, domnule, știi, ai venit la mine, ți-am dat un vot de încredere și sigur ai ieșit cu totul altceva. De aceea vreau să vă spun și privitorii dumneavoastră trebuie să știe că Comuna Bălești este una dintre cele mai mari comune din județul Gorj, chiar mai mare decât multe orașe din județul Gorj și în atare situație și numărul de votanți care se ridică pe undeva pe la 6200 este unul de luat în considerare, ca să zic așa, și ponderea, bineînțeles, este... În ceea ce privește candidatul la primărie și omul care va gira acea primărie este destul de mare și presupun că următorii 4 ani sunt niște ani, ca să zic așa, de foc. Aș vrea să spun că Mădălin Ungureanu este candidatul nostru la primăria Comunei Bălești, pe care îl susținem din punctul nostru de vedere al Consiliului Local, al consilierilor de lângă el. Spun eu pentru prima dată un consiliu cu oameni deosebiți, oameni cu valori morale, materiale și intelectuale care cred că nu s-au mai regăsit până acum pe alte liste, motiv pentru care am și ținut ca aceste liste să aibă oameni de asemenea natură, de asemenea factură pentru a putea schimba un pic destinul acestei comune, pentru a veni în sprijinul cetățeanului, pentru a schimba mentalități, pentru a implementa alte idei care, sigur, ies din tipar. Dacă tipologia primarului după ce iese primar este aceea de a venit cu ideile lui în Consiliul Local și a plecat tot cu ale lui. Sincer, eu vreau să nu mai aud. Da, nu mai vreau să aud de cei ridicători de mâini din Consiliul Local. Eu vreau ca toți consilierii locali și le-am atras atenția în mod special, cel puțin consilierul local la PNL, trebuie să aibă cel puțin un proiect o dată la 3 luni, pentru că dacă ne ducem acolo și mergem pe același principiu care a fost și până acum cu domnul Paicu, fostul primar, deja putem să vorbim de fostul primar. Încă nu? Sigur, dar eu spun este că... în funcție. Da, așa este. Dar dacă ne ducem doar ca ridicător de mâini și ca să-și ia aceea indemnizație, care sincer vă spun nici nu știu cât e, înseamnă că n-am făcut nimic. Mulțumesc. Hei, și-a venit rândul meu, dragi telespectatori, întrucât ALDE nu a trimis reprezentant la această dezbatere electorală, iar, după cum vă spuneam, eu mi-am pregătit ca temă de a vă prezenta sancțiunile care se dau în cazul fraudării alegerilor. O să citesc câteva rânduri, de exemplu, contravențiile electorale, care sunt? Da, iată, am și o cronometru acolo, să nu vorbesc prea mult. Contravențiile legale legate de procesul alegerilor locale sunt prevăzute la capitolul 5 din legea 115 pe 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice. Printre aceste contravenții se numără prezența mai multor persoane în cabina de vot, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot, se sancționează cu amendă de la 600 la 1000 de lei. Legea prevede că este permisă prezența încă unei persoane atunci când persoana care votează nu are toate capacitățile, adică nu are o sănătate perfectă, nu? Și atunci are voie cu cineva, cu o rudă să sigur meargă da. În cabina de vot. Sigur deci nu da. Altcineva decât o rudă apropiată în cazul în care persoana este bolnavă și eu știu, nu se poate deplasa foarte bine sau nu poate să scrie are foarte bine sau are un handicap, nu? Locomotor sau care locomotor? Împiedică sigur de una singură să-și exerce dreptul la vot, dar atenție, se poate exprima și este în are capacități mentale nediminuate. Și știe ce votează, știe atunci ce poate votează, să fie însoțită. Dar nu reușește să, sigur că da. Să voteze. Sigur că da. Legiuitorul a venit dumneavoastră probabil aveți un fragment din legea 115 pe 2015 în ceea ce privește sancționarea și modalitatea de vot, dar ea este extensă. Dar vreți să vorbiți pe minutele dumneavoastră? Da. Da. Scuzați-mă. Că putem de profesional. De profesional. E bine să mă atrageți de atenția pentru că... Putem în dezbatere să discutăm și despre alegeri și despre organizare și despre orice, nu neapărat despre localitate, dar fiecare pe minutele lui. Corect. Ca să nu ne acuze cineva că, mă rog, ne dreptățim vreun partid vorbind despre altceva. Nu despre localitate neapărat. Așa.
Tot contravenție este distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor program afișate sau a oricăror alte afișe ori anunțuri de propagandă electorală și se sancționează cu amendă de la 600 de lei la 1000 de lei. Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secției de votare se sancționează cu o amendă de la 2200 la 3000 de lei. Mai multe detalii există acolo în legea 115/2015. Trecem la infracțiunile electorale. Acestea sunt prevăzute în codul penal. Iată, am doi avocați aici și discutăm despre codul penal. Dar e foarte important, dragi telespectatorii, să știe cetățenii în momentul în care merg la vot, să știe și candidații și cei din echipa de comisiile de vot ce nu au voie să facă. Poate că n-au apucat să citească legea sau n-au fost informați. Poate. Bun, am trecut la infracțiuni. Acestea sunt prevăzute în codul penal, titlul 9. Infracțiuni electorale, articolul 385-393, printre aceste infracțiuni enumerăm oferirea sau darea de bani, bunuri sau alte foloase, excepție fac bunurile cu valoare simbolică, inscripționate cu însemnele unei formațiuni politice, adică acele calendare, afișe, calendare, ziare, flyere, da? În scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și cu interzicerea exercitării unor drepturi. Așa că vă rog să aveți grijă cum acționați, pentru că iată ce riscați. Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Utilizarea unei cărți de alegător sau a unui act de identitate nul, ori fals, sau unui buletin de vot fals se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Regia, nu pot să-și asculte și vorbesc, mulțumesc. Să continuăm. Dacă ai spus 6 secunde, e clar că urmează să termin, da? Deci rugăminte. Da? Deci nu pot să mă concentrez, regia, vă rog frumos. Da? Bun, continuăm. Continuăm cu doamna Camelia Stanciu, candidat PNZCD la primăria Motru, la funcția de primar. Doamna Camelia, avocat de profesie, după cum spuneam. Cronometru. Da, vă rog. Pentru că am rămas la tineri, vreau să spun că Motru are aproximativ 19.000 de locuitori, iar elevi și copii la școală 8.700. E adevărat că ei provin și din satele alăturate care nu sunt arondate municipiului, dar sunt foarte mulți copii a căror răspundere o avem în ceea ce privește educația. Ca atare, consider că fiind atât de importanți, trebuie să le asigurăm în primul rând posibilitatea să facă mișcare, să facă sport. Avem foarte mulți copii foarte talentați la lupte, la box, au câștigat premii și sunt nevoiți să se antreneze pe undeva, pe la Rovinari, în Târgu Jiu. Da, aveați o sală de box acolo. Da, nu știu ce se întâmplă, că nu pot să se antreneze acolo. Deci știu de la persoana care se ocupă. Chiar a fost în acea sală la un moment dat, se făceau antrenamente acolo, acum câțiva ani. Da, da, da. După aceea sunt foarte mulți copii care au fost la olimpiade și au câștigat premii. Da, aveți două licee foarte bune. Chiar am spus la o altă televiziune că mergând printre oameni pe aleile dintre blocuri, erau câțiva copii pe o bancă și au strigat după mine, zice, doamnă, dacă cumva veți lua primăria, o să ne dați ceva bani, fiindcă am câștigat concursuri la zilele Motrului. Vă dați seama. Deci copiii ăștia trebuie recompensați, trebuie să le asigurăm absolut tot ce le trebuie, trebuie să punem bazele unor studii after school, pentru că meditațiile sunt foarte grele ca și financiar pentru părinți. Așa cum am mai spus, aș vrea să le facem un bazin de not
pentru că sunt atâția copii care vor să învețe să înoate și merg la Severin, pentru că acolo da? Este un bazin, da, da, foarte multă lume. Să știți, Motru este un oraș mic, dar părinții dintotdeauna au avut mare grijă de copiilor. Adică sunt care fac vioară, pian, aveți riducă. Viorile fermecate la exact. Motru, aveți multe da, viore acolo. Foarte, copii. Deci copii cu posibilități, cu talentați, foarte talentați, care trebuie promovați, trebuie ajutați. Îmi spunea o doamnă din Roșuța care are două fete, cântă muzică populară, fetele, și spuneau că trebuie să plece cu mașina lor în, să le ducă în deplasări și dacă n-ar avea mama mașină care este singură și care are niște probleme și care, deci copiii ăștia trebuie ajutați, ei sunt viitorul nostru și trebuie neapărat să facem ceva pentru ei. Asta va fi primul lucru de care dacă ne vom îngriji. Dacă un festival, așa se poartă în restul județului, un festival în care prin circuit se merge în toate localitățile cu mașinile școlilor, nu cu ale părinților. Da, vă duce la pregătire. Da, da, da. Păi asta este. Primăria trebuie să se ocupe de toate lucrurile astea. Toți locuitorii sunt foarte importanți și părerea mea este că ei trebuie ajutați. Sunt oameni care stau în căruțul cu rotile și vreau să vă spun, spunea că nu are nicio locuință. 26 de secunde. O doamnă, da, în condițiile în care sunt niște cămine care au fost complet renovate, care sunt dotate și care n-au fost date în funcțiune și oamenii nu au unde să locuiască. Deci trebuie neapărat o grijă foarte mare în ceea ce privește locuitorii orașului. 7 secunde vă rămân pentru data viitoare. La runda următoare vă dau 7 secunde. Domnul Constantin Aninoiu, candidatul PNL la Consiliul Local Bălești, Consiliul Județean Gorj, avocat de asemenea. Să continuăm ideea. Că sigur, plecăm pe aceeași, da, plecăm pe aceeași cronologie a Comunei Bălești, a tipologie. Aș vrea să spun privitorilor dumneavoastră și în special celor din Comuna Bălești, pentru că sunt, știu sigur că foarte mulți vă urmăresc postul de televiziune. Aș vrea să spun că încă de la anul 1412, când apare prima atestare documentară a Comunei Bălești, cu linia Arhot și cu cele 40 de familii de țărani, sub egida mănăstirii sau sub tutela mănăstirii Tismana, a cunoscut o dezvoltare continuă. Ei bine, această dezvoltare continuă a putut să prolifereze și comuna să se dezvolte tocmai pentru faptul că, la un moment dat, oameni cu oameni profesioniști, oameni de suflet ai comunii, au găsit soluții pentru că această comune să fie astăzi un mic satelit al orașului Târgu Jiu și comună care, bineînțeles, dacă am transformat-o într-un oraș, n-ar fi niciun fel de impediment, pentru că, așa cum vă spuneam, condițiile, facilitățile sunt unele de importanță deosebită. De asemenea, comuna poate, în cel mai scurt timp, și eu sper că așa va fi, să fie dotată și cu canalizările a căror bani sau că am pierdut anul ăsta vreo 29 de miliarde și păcat de Dumnezeu, dar sper să venim din urmă și să recuperăm acești bani, să dăm drumul la lucrurile de canalizare. Și de asemenea vreau să vă mai spun că, sigur, în Comuna Bălești am impus un ritm în ceea ce înseamnă promovarea a ceea ce vrem noi să facem. Este păcat și este trist și trebuie să duc în discuție și acest aspect negativ, că unii candidați au înțeles că dacă rup afișele sau dacă fac noaptea pe la calculatoare niște flyere și e ilegal. Sigur că da, sigur că da, este sancțiunea de la 600 la 1000 de lei, dar unul a găsit de cuvință să fie mai intransigent și noaptea face pe calculator sau pe imprimante anumite flyere, ca să le numesc așa, de fapt flyere, hârtii scrise pe care le aruncă prin curțile oamenilor de pe bicicletă în mijlocul nopții, bineînțeles că noi îl știm, toată lumea îl știe, și întrebarea este că dacă acel candidat la funcție de primar a înțeles se comportă de asemenea manieră josnică, să denigrezi niște oameni care nu poți să intri într-o discuție directă, doar scriind tot felul de mârlănii pe o anumită foaie de hârtie și aruncată prin curțile oamenilor în miezul nopții, eu n-aș vrea să vă spun ce vorbește lumea despre problema acel candidat e că nu și cam cum este văzută. Nu, eu n-am spus că X sau Y. N-am chiar spus, dacă, am spus unul. Nu are importanță, am spus unul. Corect. Și mai mult decât atâta, pe această discuție chiar cu un preot vorbeam și un preot care spunea, bine domnule, hai că el n-are educație politică, n-are cei 7 ani de acasă, dar are părinți. Oare ăia nu-i atrag atenția? Oare chiar n-au putut să le duce în cei 7 ani de zile să vadă că o discuție se poartă liber, se poartă în contradictoriu, nu prin aceste josnicii, efectiv, să aduci, să arunci în curțile oamenilor niște anomalii pe care nu le poți susține niciodată. Dar, trecând peste asta, aș vrea să vă spun că sunt multe de făcut într-o comună, chiar dacă este de învergura Comunii Bălești. Sunt multe de făcut într-un județ și aș vrea să
Sincer, eu sunt optimist de felul meu și aș vrea să cred că anul ăsta schimbăm și noi această rușinoasă culoare roșie pe care județul a avut-o de 26 de ani și colegii mei de prin țară mă sună. Să mă contrazic, nu e rușinoasă. Eu vorbesc din punctul meu de vedere. Eu vă cred, este o acuzație. S-ar putea să fie, dar eu vă spun încă o dată, colegii mei de prin țară mă sună și îmi spun în continuu, bă, când scăpați de PSD-ul, pentru că, sincer, voi în Oltenia ați rămas ca așa ca o insulă și sunteți singurii care nu v-ați dezvoltat în 26 de ani, uitați-vă peste munți și voi în Ardeal să vedeți unde au ajuns oamenii, că vă mai trebuie 50 de ani să ajungeți lângă ei. Îmi pare rău că trebuie să le dau dreptate colegilor mei din Ardeal și din alte localități ale țării. Lucrurile cam așa stau astăzi. Adică, sincer, Ardealul s-a dezvoltat, s-a dus cu 50 de ani înaintea noastră pentru că a avut conducere liberală sau, să spun, conducere de dreapta în toată această perioadă de timp. Oamenii au avut alte viziuni, au știut să atragă investiții străine și aș vrea să vă spun că aici aduceam discuție Camelia un lucru foarte important, extraordinar de important. Faptul că anumiți oameni trebuie capacitați și trebuie motivați să poată să investească în România. Și eu vreau să vă spun că Comuna Bălești și viitorul Consiliul Local al Comunei Bălești va avea oportunități și eu voi fi un stimul pentru aceștia să găsim soluții, să implementăm și să atragem fonduri și societăți cu capital străin sau mixt. Spolandra, vă urez în continuare, iar eu voi continua pe timpul partidului ALDE, care nu a trimis reprezentant, cu faptele penale care se pot produce în timpul desfășurării alegerilor locale, în cazul nostru. Fata persoanei care votează prin introducerea în urna mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Trebuie să precizăm că un alegător poate să introducă un singur buletin de vot pentru fiecare tip de... adică unul pentru consilieri locali, unul pentru primar, unul pentru consilier județean la aceste alegeri, da? Da. Zic corect. Ok. Frauda la vot, articolul 387. Fapta persoanei care votează, fără a avea acest drept, eventual un minor, nu? Da. Sau o persoană care nu are... Nu, minorul nu e primit. La fără drept se referă la cei care au... Se referă la cei care au interdicție judecătorească. Am înțeles. Bun. Fără a avea acest drept, B, de două sau mai multe ori, nu. Poate mai târziu explică. E bine că am doi avocați ca să explicăm foarte bine legea. Deci cine nu are drept, adică are interdicție. Deci sunt hotărâri judecătorești care interzic dreptul de a alege sau de a fi ales prin lege. Și atunci aceste hotărâri sunt comunicate consiliilor locale pe lista de vot. Ei teoretic n-ar trebui să figureze. Teoretic, dar încă o dată vă spun din practică că s-au regăsit foarte multe persoane care... Vorbiți pe minutele mele. Da. Haideți că vorbiți pe minutele mele. Așa. Deci dacă nu ai drept la... N-ai drept la vot nici dacă ești minor, dar spuneți dumneavoastră că nu sunt primiți. Nu sunt primiți. Da, pentru că se verifică buletinul în primul rând. Așa, deci fapta persoane care votează de două sau de mai multe ori. Și s-au întâlnit cazuri în țară. Sigur că da. Unde au votat în diverse localități. Prin introducerea în urna mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, deci toate aceste 3 fapte, sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. 2. Cu aceeași pedeapsă se sancționează, adică de la 3 luni la 6, de la 6 luni la 3 ani, așa se sancționează utilizarea unei cărți de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals. Iată. Frauda la vot electronic, tipărirea și utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 5 ani. E o greșeală aici din scriere. De la 1 la 5 ani. Violarea confidențialității votului, violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă. Am și eu cronometru acolo. Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secției de votare, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Bun. 1 minut și 11 secunde, nerespectarea regimului urnei de vot. Deschiderea urnelor înainte de ora stabilită pentru închiderea votării se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Încredințarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secției de votare, ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege,
se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. E vorba de urna mobilă aici. Urna mobilă care merge la persoanele nedeplasabile. Falsificarea documentelor și evidențelor electorale, falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale, se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Aici e vorba de listele electorale, probabil. Timp 16 secunde, cu aceeași pedeapsă se sancționează și înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu figurează în această listă. Deci, nu completăm de capul nostru listele, s-a terminat timpul meu, mai precis timpul partidului al de care nu a trimis reprezentant. Și acum continuăm cu doamna Camelia Stanciu, candidat din partea PNCCD la funcția de primar al municipiului Motru. Vă rog, doamna Camelia Stanciu. Da, aș vrea să dezvolt puțin problema spinoasă a locurilor de muncă. Întrucât se știe că primăria Motru stă prost cu banii, singura modalitate de a crea locuri de muncă sunt cele prin investiții române și străine, așa cum am spus, și prin accesarea de fonduri europene. Am comandat un studiu unei firme de consultanță din București, care ne-a trecut clar absolut tot ce se poate accesa în materie de fonduri europene pentru primăria Motru. Și având în vedere faptul că se poate înfrumuseța și orașul prin învelopare de blocuri, prin acoperișurile, construcția de acoperișuri, care sunt o mare problemă, că foarte multe persoane se plâng că le curge apa în casă când plouă, subsolurile care sunt groaznice, prin faptul că se poate schimba canalizarea, conductele cu de apă, care toată lumea știe că sunt, apa este foarte neagră de foarte multe ori. Deci e o apă neagră care nu se poate consuma, nici măcar nu se poate folosi. Toate astea, prin dotarea spitalului, renovarea spitalului și a școlilor, toate astea creează locuri de muncă. Deci ca și investițiile. În ceea ce privește investitorii din Germania, noi vom face o strategie pentru întreg orașul pe termen lung. În funcție de ceea ce vom... Știți că există posibilitatea ca orice primar să consulte cetățenii în orice decizie vrea să o ia. E prevăzută de lege. Și atunci, în funcție de ceea ce vom stabili să facem împreună mai departe, vom elabora o strategie, iar persoana care vine acum în 28-31 mai ne va facilita legătura cu firme din Germania care să vină și să ne facă să deschidă la noi acele fabrici și eu știu ce vom mai considera noi de să fie de folosință. De asemenea, vreau să spun că toate voi merge pe o depolitizare a instituțiilor, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum, adică fiecare unitate din Motru să-și aleagă după criterii de competență conducătorii și nu pentru că sunt PNCCD-iști, PSD-iști sau pur și simplu intrăm într-o perioadă în care nu contează culoarea politică a nimănui, contează competența tocmai pentru a redresa orașul, pentru că pe aceste criterii am ajuns unde am ajuns, pentru faptul că nu au fost conducătorii pregătiți așa cum ar fi trebuit. De asemenea, vreau să anunț pe toți cei care beneficiază de ajutor social că nu primarul poate să le ia acest ajutor social. Din contra, noi vom fi mai largi ca și criterii în ceea ce privește acordarea de ajutor social, pentru că sunt foarte multe persoane
cu greutăți materiale groaznice și ca atare noi vom lărgi această, acest numărul acestor persoane care beneficiază de ajutor de... Da, vă sfătuiesc să respectați legea, adică punctajul să fie cel care trebuie pentru cei care vor câștiga ajutorul social. Eu înțeleg exact. Ce vreți să spuneți. Nu. Adică să nu le dați și celor care n-au dreptul. Nu, ei, nu, da. Sunt nicio formă, nu. Dar ok, ok. Că tot sunteți avocat, nu? Exact, trebuie asta să respectați legea în primul rând. Legalitatea va fi criteriul de bază. Ok. Domnul Constantin Aninoiu, candidat da. PNL la Consiliul Local Băleș și Consiliul Județean Gorj, aș vrea să știu și pentru Gorj. Da, continuând imediat. Continuăm pe aceeași linie pe care colega meu expusese, legiuitorul a fost destul de punctual în ceea ce privește punctajul și maniera în care se acordă aceste ajutoare sociale și în atare situație a evita să trece pe lângă lege sau a încerca să crezi că poți să treci pe lângă lege, nu face decât mai târziu să devii un subiect de drept penal și sigur să te trezești că dai cu subsemnatul indiferent de poziția în care te afli pe la parchet sau pe la DNA. Plecând de la premiza asta, eu sugerez tuturor candidaților și indiferent dintre ei toți cei care vor câștiga, să respecte legislația în vigoare, pentru că nerespectarea legislației, angajarea pe tot felul de pile a tuturor incompetenților care se află astăzi în structura de conducere a marea majoritate a localităților ne-a dus unde suntem astăzi, adică cu un picior în groapă și cu unul afară. Ca să Bine, scoatem acest picior din groapă. Este o acuzație pe care o face și care nu putem dovedi în momentul de față, așa că dezavuiez această informație. Sigur, dumneavoastră trebuie să o dezavuiați. Eu pot să vă spun și vă dau date statistice că județul Gorj în anul 1989, în anul 1990, când ne-am transformat noi în vestiții democrați, avea peste 130.000 de locuri de muncă. N-aș vrea să vă spun câte sunt astăzi pentru că o să cădeți jos și telespectatorii. Da, astăzi nu mai sunt decât 30.000, deci a dispărut aproape 100.000 de locuri de muncă. Vorba faptului că sunt angajații. Pentru că managementul prost practicat de toți cei care au ocupat poziții de conducere a dus acolo la desfințarea acestor unități de producție, mari unități de producție, care atenție, erau ESA-uri, erau pe banii oamenilor, erau pe contribuția lor a tuturor angajaților acelor unități și vă dau exemplu sticla CPL-ul și așa mai departe. Deciziile s-au luat la nivel... Nu, deciziile s-au luat în ESA, s-au luat în interiorul acelor societăți, pentru că asta spune legea 31 pe 1991, că fiecare entitate este de sine stătătoare, are personalitate juridică și își conduce activitatea așa cum consideră ei. Dar, bineînțeles că a considerat unii decidenți politici că trebuie puși în Consiliul de Administrație niște oameni care, și pot să vă dau un exemplu, să aibă salariu de 6.000 de euro pe lună, un consilier în AGA. Nu putem dovedi acum, dar eu am văd dat seama. Nu-l dăm exemplu, sigur că da, și atunci, bineînțeles că unitatea respectivă i-a îmbogățit pe unii adevărat într-un an sau doi, dar s-a ales praful și dintr-o unitate care făcea export în toate continentele lumii, atenție, pe toate continentele lumii, a ajuns să fie desfințată astăzi, să fie o ruină și probabil că mâine pe mâine vom vedea un buldozer prin ea. Bun, trecând peste acest ansamblu, aș vrea să vă spun că la nivelul județului Gorj, această deteriorare continuă și deprecierea locurilor de muncă și mai ales vestitul anunț al actualei conducere a CEO cu încă 2000 de disponibilizări, pe lângă cele 3000 care au fost și pe lângă cei care ies natural din acest sistem, nu face decât să conducă la o prăbușire și mai mare, să adâncească această groapă și această sincopă a locurilor de muncă. Nici nu înțeleg pe actualii conducători ai județului Gorj de ce în toate sondajele de opinie care s-au făcut la nivelul județului Gorj și la nivelul localităților componente, primul loc a fost ocupat la cerințele cetățenilor locuri de muncă. Păi domnilor, vă întreb eu dacă primul loc și prima necesitate firească a cetățeanului este locul de muncă, de ce n-ați pedalat doar pe acest aspect? Marjați 90% din timpul dumneavoastră pe atragerea de investitori care să creeze locuri de muncă. Dacă populația asta vrea, de-aia vă pune acolo, atenție, politicianul nu este pus acolo pe funcția și nici de primar, și Camelia trebuie să știe lucrul ăsta, că oamenii, primarul și cei care lucrează în primărie nu sunt șefii celorlalți. Atenție, sunt în slujba lor. Adică, domnule, omul care vine și intră pe ușa primăriei, tu trebuie să știi, angajatul primăriei, că te ridici în picioare, dai bună ziua, că tu ești plătit de ăla care intră pe ușa primăriei. Și până nu schimbăm mentalitatea... Îi zâmbești, vorbești frumos? Sigur că da. Eu am mers până acolo încât am zis că iau pe toți și duc în Franța sau în Germania și îi las o săptămână la o primărie. Vorbesc foarte serios că dacă nu poți schimba mentalități și dacă oamenii n-au mers prin lume, eu am văzut 60% din globul pământesc. Am percepția, știu exact ce se întâmplă prin fiecare țară și prin fiecare, ca să zic așa, fie că sunt galben sau negri. Oamenii, dar nu se poate, te informezi de pe internet, te informezi din cărți, trebuie să schimbăm mentalitatea totală în ceea ce înseamnă funcționarul public, trebuie să-i dăm o altă orientare și sincer s-a terminat timpul. Ei este prea scurt întotdeauna, asta e.
Vedeți că m-ați făcut să fiu foarte atentă la dumneavoastră și n-am fost atentă la cronometru. De când s-a terminat timpul? Să-i mai tăiem din ultimele minute? N-a văzut nimeni, îmi pare rău. Îi tăiem o jumătate de minut. Nu e niciun fel de problemă. Vă tai o jumătate de minut. Bun, și acum să continui eu, să vedem ce se mai întâmplă în cazul în care încălcăm legea electorală și codul penal. Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obținute în secția de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Iată că aici discutăm deja de modul după numărătoarea voturilor, după tot ceea ce se întâmplă apropo de votare, când se face repartizarea funcțiilor câștigate în, asta se face numărătorile, programul informatic, dacă cumva e fraudat, cel care face asta va suporta o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Cu aceeași pedeapsă, adică de la 2 la 7 ani, se sancționează introducerea de date, informații sau proceduri care duc la alterarea sistemului informațional național necesar stabilirii rezultatelor alegerilor. Fapte săvârșite în legătură cu referendum. Nu ne interesează referendumul. Ia să vedem ce spune codul penal la infracțiuni electorale, titlul 9. Împiedicarea exercitării drepturilor electorale. Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului la de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Atacul prin orice mijloace asupra localului secției de votare se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Coruperea alegătorilor. Iată câte prevede legea. Numai că noi nu știm și unii mai fac câte una alta. Da, nou cod penal a prins și aceste infracțiuni electorale. Da. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorilor să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori a unui anumit candidat se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Da, cred că am mai citit aceste informații. Ce vreau eu să spun, dragi telespectatori, am încercat ca pe perioada emisiunilor electorale, dezbaterilor electorale pe care le-am moderat, să acolo unde a lipsit un candidat, să citesc din legea electorală, din codul penal, să vedem cum se desfășoară o campanie electorală corectă, alegeri corecte, numărătoare de voturi corectă, care sunt sancțiunile. Eu cred că totuși oamenii le cam știu, sau cel puțin cei care organizează alegerile le știu. Poliția le știe, parchetul le știe, dar au existat altercații în alte scrutinuri care au avut loc până acum între candidați și alegători, între poliție și alegători, între poliție și candidați. Deci au apărut probleme pe perioada alegerilor. Dragi telespectatori, dacă veți constata astfel de probleme în timpul alegerilor sau ulterior, ne puteți sesiza și pe noi și pe restul presei și pe cei de la poliție și pe candidați, că ei sunt cei mai interesați să nu existe fraude. Observatorii din secții. Observatorii și chiar discutam cu cei doi invitații ai mei astăzi dacă există riscul fraudării alegerilor. Au tot fost alegeri în România de la 89 încoace, pentru că înainte de 89 nu discutăm, au fost alegeri, dar întrebam pe tata ce faci, mă duc la vot. Pe cine votez? Păi pe cine pot să votez? Pe Ceaușescu, că nu e decât el. Da. Și era singurul lucru care... Nu, cred că și primarul se vota și pe vremea aia, nu? Nu. Se numeau, nu, primii secretari erau numiți. A, primii secretari, da. Erau numiți. Dar timpul meu s-a terminat, motiv pentru care o să mergem pe ultima rundă de dezbatere cu doamna Camelia Stanciu, regia 3 minute jumătate, după care intră spotul doamnei Camelia Stanciu. Vă rog. Da, e bine că aș citi sancțiunile. Trebuie să știe toată lumea, chiar și cei care intenționează să fraudeze, că vom fi toți cu ochii pe ei.
În ceea ce privește locuitorii de la sate, eu vreau să-i anunț că prima mea grijă va fi eliberarea titlurilor de proprietate, pentru că în zona noastră au fost eliberate prea puține titluri și de obicei cu ajutorul nostru al avocaților prin acțiunile pe care le-am făcut, deci nu de bunăvoie. Canalizarea și apa, asfaltarea, sunt niște chestiuni pe care eu le consider normale, care intră în atribuțiile primăriei și care trebuie făcute. Nu știu de ce n-au fost până la ora asta, dar nici nu discutăm despre așa ceva, că este primul lucru pe care trebuie să-l facem, pentru că suntem în secolul 21 și este imposibil să ne imaginăm că am putea trăi fără apă, de exemplu, sau fără să ai un asfalt până la poartă, să poți să trăiești în normalitate. De asemenea, vreau să anunț că femeile între 30 și 65 de ani vor beneficia de un proiect pe fonduri europene pe care eu vreau să-l pun în practică cu primăria. E vorba de o fabrică de carton în care este obligatoriu să fie angajate doar femei din această zonă defavorizată, ca să zic așa, de categorie defavorizată. Femei care în mod obișnuit nu mai sunt angajate pe la alte, la particular, la privați, dar va fi o fabricuță special pentru ele. Am văzut că sunt foarte multe femei care au și obligații de a crește niște copii, care nu au, sunt singure, sunt familii monoparentale și care chiar au nevoie de un loc de muncă. Deci asta va fi una din probleme. Iar în ceea ce privește cariera Roșuța, mă gândesc că dacă noi, cetățenii Motrului, vrem cu toții să trăim în normalitate și cu locuri de muncă, să avem locuri de muncă, ar trebui să se gândească și cei care împiedică desfășurarea activităților la cariera Roșuța prin faptul că au un teren acolo și nu se poate. Deci am auzit o chestiune că o persoană cere pe 2000 de metri pătrați 5 miliarde despăgubire de la FNL Oltenia, de la CEO, cum îi zice acum, și din cauza asta activitatea este pusă în pericol, activitatea, și nu este, nu mi se pare corect. Da, haideți, există să... expropierea pe utilitate publică. Da, da, știți, da, există, numai că este valabilă, s-a aprobat doar pentru zona Rovinari. Da. Am rămas și o surprinsă. Da, e cu pur dedicație, simplu, așa este. E cu dedicație. E cu dedicație. Am rămas și o surprinsă. Pentru că, la fel am spus, există o lege dată. Există pentru... o lege regională? Da, este o lege. Mai aveți 20 de secunde. Așa, deci o să cercetăm și o lege asta, n-am auzit de așa ceva. Da, este o lege, doar zona, cred că Rovinarea a fost stabilită ca fiind da, trebuie să vă luați la revedere. Adică, mă rog, aplicabilă. Să încheiați pentru că intră spotul, da, electoral. Da, mulțumesc mult pentru și așteptăm. Ne luăm la revedere după exact. Aceea. Exact. Dăm drumul la spotul electoral. Sunt Camelia Stanciu, sunt candidatul PNCCD la primăria Motru. Îmi doresc să facem din Motru un oraș occidental prin atragerea de investiții străine și prin accesarea de fonduri europene, fiind și expert în accesare fonduri europene, deci mă pricep la asta. Motru merită schimbarea. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție și se pedepsește conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Revenim în studio cu domnul Constantin Aninoiu, candidatul PNL la funcția de consilier local pentru localitatea Bălești și la Consiliul Județean.
Da, stimată doamnă, timpul este foarte scurt și ca să faci incursiune, sigur că dacă să faci incursiune și în problemele generale cu unei bălești care sunt unele de anvergură, sunt unele care trebuie tratate cu foarte mult interes și în problemele județene, bineînțeles că ne-ar trebui o jumătate de zi. Dar, trecând peste toate astea, aș vrea să fac o trimitere la ceea ce dumneavoastră ați informat viitorii votanți, și anume faptul că începând de la ruperea afișilor care se sancționează cu acea amendă de la 600 la 1000 de lei și până la împiedicarea, ca să iau cea mai gravă infracțiune, împiedicarea, obstrucționarea alegătorilor să ajungă în secția de votare, atenție, asta poate fi și prin determinarea acestora sau prin șantajarea acestora, care în ziua electorală poate fi implementată ca o infracțiune la regim electoral și se pot trezi cu o pedeapsă de la 2 la 7 ani. Adică oamenii trebuie să știe de închisoare. Atenție, de aceea, dacă toate celelalte pedepse în general sunt prevăzute la 6 luni la 3 ani, aceasta este una dintre cele mai complexe și cu o pedeapsă destul de gravă. Este asimilat tâlhăriei, ca să facem o similitudine între cele două sancțiuni și pedepse. Da, trecând la partea politică, aș vrea să vă spun un singur lucru și care este, cred eu, cel mai important. Dacă în Comuna Bălești, în ultima perioadă de timp, nu s-a reușit implementarea acestui proiect european cu canalizarea ce se va realiza în satul Ceauru, și eu vă spun că acei oameni au beneficiat de o mutare forțată de la Ceauru vechi pe terenurile aparținând locuitorilor Comunei Bălești și li s-a dat la fiecare doar 800 de metri pătrați, sigur că... Sunt strămutați de minerit, nu? Nu, sunt strămutați, datorită teoriei apariției lacului Ceauru. Sigur că da, care nu s-a mai făcut niciodată și care pe hărți, bineînțeles, că apare de zici că da, am scris despre sigur asta. Că da, zici că este un lac de o hidrocentrală din munții Făgăraș. Dar acest lac nu mai există și bineînțeles că oamenii, stând doar în acei 800 de metri pătrați, au animale, au toalete în curte și haznale, eu știu, toate foarte ecologice și natare, situația acolo este primordial ca o canalizare și o stație de epurare să funcționeze. Ori aceasta este, ca să zic așa, măsura numărul 1 care a dat în Comuna Bălești, respectiv terminarea canalizării în satul Ceauru. Și atunci, având o foarte mare importanță, ea trebuie tratată cu seriozitate. Noi am discutat în cadrul biroului permanent al Comunei Bălești cu toți factorii de decizie, ca să zic așa, din Partidul Național Liberal și am ajuns la aceeași idee că este primordial să facem într-o primă fază acest lucru. Sigur, problemele sunt multe. Aș vrea să vă spun că Comuna Bălești este cea mai importantă din punct de vedere a livrării produselor proaspete pe piața orașului Târgu Jiu. Și mă refer la legume, fructe, când vorbesc de cetățenii Comunei Bălești. Ei bine, canalele de irigații au cunoscut o deteriorare continuă de-a lungul anilor și nimeni n-a făcut nicio intervenție în a asigura apa cu care terenurile locuitorilor, cu care se poate asigura udarea terenului locuitorilor pentru a produce mai multe legume și pentru a putea sigur să asigure întreg necesarul de produse și legume proaspete către piața orașului Târgu Jiu și nu numai. Puteți să rezolvați problema asta? Este sigur că vom putea să rezolvăm această problemă, de aceea am și pus bazele să înființăm asociația de udători. Probabil câțiva din Bălești nici nu știu, e o chestie nouă care venim acum, asociația de udători va funcționa, iar prin prisma acestei asociații, sigur, se vor decolmata canalele de irigații vechi care sunt făcute și trebuie numai amenajate, precum și lacul de acumulare de la Tămășești, care sigur va avea aceeași destinație. Aș mai vrea să vă spun privitorilor noastre din Comuna Bălești un singur lucru care este foarte important și respectiv acela că intenționăm să facem un depozit frigorific de 4 grade care să poată să mențină produsele acestora în stare proaspătă și care să poată fi livrată din Comuna Bălești la nivel de tir. Spor la treabă, vă urez, dragi candidații, în continuare. Eu trebuie să-mi iau la revedere, nu voi mai utiliza ultimul drept al Partidului ALDE pentru că ne-am întins cu alte discuții între cei doi candidați și era normal pentru că de asta suntem la dezbatere electorală, deci emisiunea se încheie aici. Mulțumesc invitaților mei pentru prezența în studio, Camelia Stanciu, candidat pe NSCD pentru funcția de primar al municipiului Motru, Constantin Aninoiu, candidat PNL la Consiliul Local Bălești și Consiliul Județean Gorj. Felicitări pentru lupta pe care mulțumim o duceți acolo la dumneavoastră în localități și pentru meseria pe care o aveți, tot respectul. Vă mulțumim. Mult succes vă urez. Vă mulțumim. Doamne ajută. Mulțumim. La revedere, dragi respectatori.